Prima procedură este de a colecta smântâna de pe borcane și o punem într-un alt borcan. După aia golim borcanele într-o cratiță, dăm drumul la aragaz, la foc mic, amestecăm din când în când și când este fiartă, atunci o punem într-un tifon. Smântâna se ia și se dă la copii. La cei tineri, că cei bătrâni sunt cu colesterol și n-au voie. Ea se desparte de iaurt, pentru că are o culoare un pic mai gălbuie decât iaurtul. Nu prea am borcane mici, că mi le tot duc copiii și mai și dau câteodată la un nene care ne-a mai lucrat pe aici. Vedeți că nu-i bine prins, că-i lapte de desubt. Pun și ăsta. Și ăsta nu-i... Dar se face până la urmă. Amestecăm din când în când cu lingura și când vedem că se strânge la oaltă așa și se alege zărul, atunci îl punem într-un tifon. Rezultatul final e o brânză dulce care la noi se numește scoacă. Nu-s nici de o treabă chibritele astea. Trebuie să fiarbă la foc mic, că dacă fierbe la foc mai mare, se face prea forțat și nu mai rămâne nimic în ea, se face ca o iască. Vreau să se După audă. ce l-am pus în cratiță, deci iaurtul, amestecăm din când în când, până când se încălzește, începe puțin să fiarbă și atunci oprim aragazul și îl punem într-un tifon. Ca asta durează până se face. Când începe să se încălzească, atunci se umflă puțin, că așa se face, și pe urmă trebuie amestecată. După aia o lăsăm iar să mai fiarbă și iar o amestecăm până când începe să se aleagă zerul. Că dacă nu e prea moale și nu se strânge. Deci am stins aragazul că, uitați-vă, un pic de spumă pe deasupra. Știi? Când face spuma aia pe deasupra, înseamnă că e bine scopt și trebuie să-l punem în tifon. Punem un leghean, punem un storcător, peste el punem tifonul și acum punem laptele aici, laptele scopt, iaurtul scopt. Nu să fie mult, că a fost puțină cantitatea. Acum aducem coarnele de la tifon, câte două, și le înodăm. Și asta va fi brânza dulce pe care o ducem la stors. O agățăm undeva sus și sub ea punem un vas ca să curgă. În casă o duc, vreți să veniți? Uitați, aici mai am una care am făcut-o astăzi, un pic mai încolo, un pic
și o găți pe asta. Și după ce se storce, se poate consuma. Această brânză, după ce se stoarce și nu mai are zer, nu mai conține zer deloc, o luăm din tifon, o punem în frigider, într-o farfurie și o consumăm sau cu macaroane sau cu mămăligă, pentru că nu conține grăsimi. E foarte bună și indicată pentru cei care au colesterol. Îi se spune scoacă, dulce, brânză dulce sau scoacă, pentru că e din iaurt. Așa arată brânza când este uscată, deci gata, bună pentru servit. Deci o păstrăm la frigider și o folosim când avem nevoie. Putem să avem o brânză gata pentru servit într-un timp scurt, nici o jumătate de zi. Nu durează până când se și stoarce.